Salut și bine ați venit la profesorul German de treabă. Sunt Gerhard Orban, sunt profesor de limba germană, născut în orașul Hamburg, vorbesc cât de cât limba română și vreau să împărtășesc sfaturi serioase și corecte cum să învățați limba germană. Începem seria aceasta cu tema de ce exercițiile în scris exercițiile de gramatică în scris sunt cea mai bună metodă de a învăța limba germană. În primul rând, cel mai important este să știm să scrim foarte bine. Apoi puteți mereu să învățați să vorbiți, dar primii 2-3 ani la învățarea limbii germane recomand să faceți exclusiv exerciții pe hârtie și de gramatică. De ce? În primul rând, e bine să nu ieșiți din zona de confort. Asta este ceea ce am făcut și la școală și cum ne-am convins, așa cum este la școală, așa este și bine. De ce este și bine? Deoarece ceea ce se face la școală se face după un curriculum. Dar curriculum a fost aprobat de un consiliu de profesori uneori și la nivel de minister. Și ce este Ministerul Educației în orice țară? Asta este instituția unde se adună cei mai competenți oameni de învățământ, cei mai pregătiți oameni de știință, de cultură, de obicei câștigă când sunt concursuri pentru funcții publice la Ministerul de Educație. Așa ceva se întâmplă aproape în toată lumea, în afară de Rusia și poate Coreea din Nord. De aceea, ei știu ce trebuie să facem, fiindcă ei sunt experți și ei se consultă cu experți din domeniul științific care au scris teze de doctorabilitate, au publicat în multe reviste științifice și asta este un standard. Toată lumea știe asta, că așa trebuie să învățăm limba. Și mai ales, rezultatele sunt vizibile. Dacă vedeți câte mulți elevi au făcut bacul cu nota 10 la limba germană și la limba română și la limba franceză, înseamnă că ei au avut succes. Apoi, ei au un certificat. Și în certificat știu că scrie că au învățat bine limba germană și franceză. Deci, asta este o metodă care, vă rog, nu începeți să puneți la îndoială ceea ce se face tradițional. Deci, avem multe alte probleme în lume. Sunt conflicte, avem schimbarea climatului. Deci, de ce să pierdem timp în a pune la îndoială ceea ce, cum se învață? Și apoi, gândiți-vă și așa. Noi așa am învățat și limba noastră maternă. Noi mai întâi am învățat să scrim corect și după asta am început să vorbim. Da? Și când scrim, atunci noi putem fi siguri că noi nu o să avem un accent. Da? Fiindcă nu există un accent elvețian sau bavarez sau saxon atunci când scrim propoziții sau completăm exerciții. Apoi, depășirea așa numite bariere de a vorbi, asta e un mit, de asta profită unii profesori care se axează pe palavrageala, pe discuții și nu știu ce metode strane. Ei profită de faptul asta, ei creează fake news-ul asta, de fapt, spun că ar exista mulți oameni care se tem să vorbească în limbi străine. De fapt, majoritatea de oameni care cândva au avut la școală o limbă străină se simt foarte confortabil cu limba asta. Asta eu văd asta când călătoresc și sunt în alte orașe, și în Republica Moldova sau în România, și merg la Hunedoara pe stradă sau la Vulcănești și pot să mă adresez fiecărui la limba pe care l-a învățat la școală, datorită acestor exerciții. Vă mulțumesc pentru atenție și data viitoare o să vă spun ce e corect.